Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Este un moment de bucurie. Este alături de mine părintele Răzvan Ionescu, vine de la Paris, este prodecanul Centrului de Studii și Cercetări Dumitru Steniloaie din Paris și parohul parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfânta Genoveva din Paris. Încercăm un răspuns la o întrebare care mi se pare esențială. Și întrebarea ar fi aceasta, cum să devii om al lui Dumnezeu și în contextul acesta în care vorbim despre ortodoxie. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și sper ca discuția noastră din această ediție să fie pe placul dumneavoastră. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Bine v-am Și vă mulțumesc că atunci când veniți în România nu ne ocoliți. Cu mult, drag. Vorbim despre omul lui Dumnezeu, cum să devii om al lui Dumnezeu. De fapt, știți de unde pornim? De la un film apărut în 2021, dar care circulă acum pe YouTube și probabil că va veni și în România. Dumneavoastră veniți de la Paris și cred că acolo... Chiar a fost... Acolo a fost lansarea oficială a filmului pentru Franța și sigur a fost un entuziasm cel puțin în comunitatea ortodoxă. Adică a fost un eveniment în prezența producătorilor, efectiv un moment a viu pentru noi. Da, și să le spunem dragilor telespectatori că vorbim despre filmul care se cheamă chiar Omului Dumnezeu, Man of God. Filmul se referă la viața Sfântului Nectarie, de fapt toată starea aceasta de suferință care l-a înălțat la Sfințenie pe Sfântul Ierarh Nectarie. Și de aici am zis să vorbim despre omul lui Dumnezeu, despre oamenii lui Dumnezeu, că Sfinții sunt oamenii lui Dumnezeu. Da, cred că e o idee foarte, foarte bună întâi de toate. De ce? E bună pentru că E în legătură cu binele manifest în mijlocul nostru. Eu am asistat, sigur, în premieră, la dialogul realizatorilor, regizoarei cu publicul, și la un moment dat li s-a pus din public o întrebare un pic incomodă, în sensul că Filmul a avut mare succes în Grecia și foarte mult la tineri. Este cel mai văzut film anul trecut, din cât am înțeles din statistici. Nu e un film făcut ca să fie doar în interiorul bisericii, adică adresat comunității bisericii. Și întrebarea respectivă era: uitați, noi ne dăm seama că biserica, așa cum reacționat în momentul respectiv, nu a jucat rolul bun. Cum Putem să vedem, să spunem așa, lucrul acesta în istoric vorbind și care este poziția bisericii astăzi față de această realitate a lucrurilor. Și zâmbind, producătorii au spus, da, dar oamenii respectivi, filmul se încheie practic cu o retractare, să spunem așa, oficială din partea bisericii în ceea ce privește felul în care a fost receptat ca viață Sfântul Nectarie și practic o reconsiderare a întregii vieți, cerându-și iertare în fața lui Dumnezeu întâi de toate, pentru lucrurile care s-au produs atunci și neajunsurile care s-au creat acestui om. Spun de biserica locală, sigur, e important lucrul acesta, bietul om a suferit întâi de toate la Cairo și după aceea în Grecia, dar vreau să spun că structura eclezială a locului și a momentului nu a vădit în cea mai mare parte nicio transparență, să spunem așa, pentru, pentru virtutea și frumusețea acestui om. Și întrebarea aceasta ne interpelează. Pentru că ortodoxia ce este în realitate? Sfântul Nectar este ortodox prin excelență, da? Și nu e o dispută a Sfântului Nectar cu biserica, ci este o calibrare peste timp a felului în care Conștiința eclezială recepționează până la urmă opera și activitatea unui om și viața unui om. Deci, pentru mine, aș spune că filmul acesta. Este cumva și paradigmatic pentru timpurile pe care le ducem, pentru că ne arată că, deși câteodată, chiar în interiorul Bisericii, sunt uh, uh, momente de, de opacitate și de ne, uh, neajustare, să spunem, la, la realitatea, să spunem, uh, care câteodată e ascunsă, desigur, unor ochi, a devenirii în Hristos, până la urmă, adevărul este la iveală și asta este ortodoxia. Asta este dreapta credință și dreapta slăvirea lui Dumnezeu, că tu te ții de Dumnezeu și mai devreme sau mai târziu prin conștiința eclezială, lucrurile se corectează dacă cumva au fost strâmbe la un moment dat, repet, local și la momentul respectiv și biserica întreagă câștigă. Sigur, e o jerfă cu lacrimi și cu sânge acolo, dar impresia este, eu după filmul ăsta mi-am restaurat complet simțirea despre Sfântul Nectarie, n-ai cum să nu te îndrăgostești de el, pentru că vezi simplitatea acestui om și că cu simplitatea aceasta și cu gestul acesta tot timpul arăta, lăsăm pe Dumnezeu să facă el dreptate, Na, nu exact, ne noi. Vorbim exact, nu și... Exact, așa. Și deși ai senzația că a pierdut în linie și că lovitură după lovitură, traversând toată viața, ai senzația de viață zdrobită de la un capăt la altul, un iov contemporan, aproape contemporan cu noi, de fapt, ăsta e triunful ortodoxiei. Pentru că toate lucrurile ies la lumină și slava pe care a pus-o Dumnezeu în acest om, asta este efectul vieții acestui om. Mă uitam, părinte, la filmul acesta, sigur că este răvășitor, răscolitor, a spune, pentru fiecare dintre noi și gândeam așa, cum a trecut prin, prin toată viața fără niciun fel de Ură, de ranchiună. Știți că am avut tot timpul în minte întrebarea asta, nu acum, văzând filmul, și din viața Sfântului Nectarie, de mult. Și după aceea, de fiecare dată, mă gândeam așa. Oare, care e atitudinea Sfântului Nectarie acum în împărăția lui Dumnezeu față de toți oamenii pe care el i-a întâlnit și care, într-un fel sau altul, i-au produs o pagubă, eu, eu o suferință? Film, eu, după filmul ăsta, nu mai pot să mi imaginez astfel pe Sfântul Nectarie decât îmbrățișând. Este felul în care se raporta la oameni, dar nu printr-o asceză așa încercată superficială. Adică nu e la primii pași de asceză. Deci sunt replice în film care le arată, de exemplu, când cineva îl agresează practic și spune iartă-mă că te-am adus în starea de a mă fi agresat. Da? Noi trăim timpuri foarte grele. Și timpurile de a, sigur, fiecare sunt grele în multe, sub multe aspecte. Dar vedeți, oamenii de felul acesta sunt o soluție pentru timpurile grele. Pentru că în pofida faptului că, așa, dacă luăm după mintea omului obișnuit cu reușite tradiționale, clasice, să spunem, să reușească în viață, să aibă o mașină, o gospodărie, nu sfârșit, soție, copii și așa mai departe, și poate imagina viața cu aceste reușite pe care le cuantifică într-un fel, Sfântul Nectar e aproape un scandal pentru noi. E un scandal tare bun, pentru că el a ocrotit uh, pe oameni, a crotit și viața de familie, a fost mângâietor cu toată lumea și în același timp a dus pe el suferința aceasta. Să știți că s-a descoperit de ce Sfântul Nectarie a ajuns Sfânt. S-a descoperit că a avut un dialog cu Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu, adică l-a vădit oamenilor, l-a descoperit oamenilor, spun pentru că i-a iertat pe toți aceștia, uh, ai primit Sfințirea, ta, ai Sfințit. Deci, vedeți, e, pentru mine asta înseamnă ortodoxia. Asta este ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt, în sens ortodox, nu este că ne punem un triumfalism așa și ne batem cu pumnul în piept și suntem cei mai buni din lume și așa mai departe. În alt preasfințul Iosif mi-a zis odată să le spui celorlalți că nu suntem cei mai buni. Nu, noi ortodoxi nu suntem cei mai buni pentru că noi trăim la înălțimea cea mai mare ceva pe pământ. Noi trăim, poate foarte modest, cea mai bună care este Ortodoxia, adică cea mai bună în sensul că chipul autentic de, de, de trăire pe care Biserica l-a avut întotdeauna. E, și e, lucrul acesta se petrece, vedeți, cu lacrimi și cu sânge și cu, cu, cu durere multă ascunsă, dar și cu înviere față de situațiile de viață care vin asupra noastră. Mergând la o concluzie a, a întregului film, cu o replica aceasta se încheie filmul Doamne, îmi vorbești? Și sigur că Dumnezeu îi vorbea Sfântului Nectar. Era momentul acela ultim în care trece Mai era o în Împărăția Lui acolo. Dumnezeu. Doamne, mie îmi vorbești? Da, adică da. merit eu cumva să mă găsesc în situația ca tu să-mi adresezi mie cuvânt? Deși o viață întreagă, dacă ne uităm la dialogurile de taină subliniate cumva așa în film prin, prin, așa mici crâmpeie de imagine și așa mai departe, îl vezi, vezi intimitatea pe care avea cu Dumnezeu, adică cu Dumnezeu se întreținea continuu. Așa că nu e de mirare că la sfârșit cel cu care s-a întreținut o viață întreagă, sigur că și el se întreține cu Sfântul Nectarie și asta este veșnicia. Și vedeți ce iubit este Sfântul Nectarie de oameni? E iubit pentru că se pune pe o poziție în care fiecare își găsește loc în inima lui. E clar. E o inimă foarte cuprinzătoare, fără mofturi, și pur și simplu vedem că Dumnezeu a prilejuit, pur și simplu, prin Sfântul Nectarie, o reacție, să spunem așa, foarte vie, rapidă, pur și simplu la rugăciunile oamenilor. Sfântul Nectarie este un Sfânt foarte repede ascultate de Dumnezeu. Oamenii simt lucrul acesta, deci într-o simțire practică așa se răspândește și dragul de Sfântul Nectar. Părinte, spuneți-mi, este suficient să fii bun, să faci bine ca să fii omul lui Dumnezeu? Absolut deloc. Toată viața bisericii ne învață lucrul acesta, dar cu precădere aș spune că e un dialog devenit celebru pentru noi cei care ducem viața bisericii între Sfântul Serafim de Sarov și ucenicul Motovilov un ucenic care l-a întrebat la un moment dat într-o iarnă friguroasă, așa, într-un dialog cu părintele lui, l-a întrebat ce înseamnă să fii în plinătatea Duhului Sfânt. Și să știți că se întâmplă în viața bisericii, din când în când cu oamenii aceștia crescuți așa și adânciți în Dumnezeu, ca să nu răspundă cu cuvinte neapărat, ci să răspundă cu fapte întâi de toate. Și fapta care a fost acolo este că a strălucit lumina necreată în Sfântul Serafim de Sarov deopotrivă în ucenicul molotovilo, și a început să-l întrebe cum simte, ca un experiment aproape științific. Ce simți, cum percepi lucrurile și totul era luminos și așa mai departe. Și în dialogul respectiv îi explică, de fapt, Sfântul Serafim de Sarov că trebuie să negociem cu Dumnezeu faptele noastre astfel încât să obținem Harul Lui Dumnezeu și prezența Duhului Sfânt în noi. Și precizează faptul că singurul bine mântuitor este binele care ne recompensează cu sporirea prezenței Duhului Sfânt în noi. Este singurul bine. Deci, dacă treci pe cineva strada, este un bine, sigur. Dacă ți aduce un pic de har lucru respectiv, pentru că ai făcut în Hristos și cu dragoste, așa cumva, bună. da, este sigur, ți aduce dobândă sau în orice caz ți aduce un câștig. Nu orice faptă bună, conform binelui omenesc, aduce har, este sigur, pentru că oamenii au multe, hai să spunem așa un pic pretențios, axiologii, multe uh, sisteme de valori, să spunem așa, uh, și morale, care nu neapărat sunt cele care vin din partea lui Dumnezeu. Deci, dacă sistemul tău de valori uh, se pliază pe sistemul de valori al lui Dumnezeu și cauți binele pe care însuși Dumnezeu ne spune să-l facem, să. Concret, poruncile lui Dumnezeu, dacă le faci, uh, strălucește harul lui Dumnezeu în tine și binele pe care îl faci, un bine consistent, un bine cu bătaie lungă, un bine cu bătaie până în părăția lui Dumnezeu. Părinte, cum ne putem elibera de patim și orgolii, având în vedere dificultățile vieții de zi cu zi? Aș spune o metodă foarte clară este să încetăm să ne focalizăm pe neputințele altora. Prima metodă este să văd un pic unde sunt eu. La modul concret, vă dau din alt spectru, dar seamănă, îți face analize și descoperi că analizele nu sunt cele mai bune cu putință. Și încep să rememorez un pic, da, ce am făcut, ce am devenit, cum fac și așa mai departe. Dau un exemplu. Dacă le iei în serios, lucrurile nu se înrăutățesc spovedanile noastre ne ajută într-un fel de radiografiere lăuntrică. Sigur, interpretarea o face duhovnicul, nu mă fac eu, că după aceea mă duc la cartea de canoane și mi-administrez singur câte vreau, dar nu asta este viața bisericii, ci duhovnicul este cel mai în măsură să cântărească un pic uh, și neputințele, și medicamentele, și așa mai departe. Deci, aș spune, eu aș zice pur și simplu că nu putem să se întâmple nimic bun în lumea aceasta dacă problema nu este la noi și nu ne ocupăm de problema care este a mea. Și cu siguranță, în mine, am posibilități multiple să încep să mai rotesc la șuruburile uh, ființei mele, să spunem așa, și să-mi dau seama că deși, se spune, cineva s-a stropșit pe stradă la mine și mi-a zis nu știu ce, eu în loc să mă pun în poziția omului care este pierzătoare, cu siguranță, să analizez la el ce a greșit el, trebuie să mă pun în poziția de ce am gândit Dumnezeu până la urmă ca omul ăsta să, în sfârșit, să se ocupe de mine și nu de altcineva, ce am provocat în el de să Adică să călcăm fie și de la foarte mare distanță, un pic pe urmele Sfântului Nectarie, care își punea problema despre cum să mai șlefuiască ceva în el la reacția nedelicată a celorlalți și să, să fie limpede noi ne stresăm pentru lucruri mici. Omul acesta a dus lucruri dărâmătoare pentru el. Și eu o replică acolo în filmul acela extraordinar. A spus, cât timp mă privește pe mine, gestionăm diferit nu ies la luptă, la bătaie, dar în clipa când îi privește pe copiii mei, adică pe cei pe care o ocrotesc eu, și viața și lucrurile care îi privesc pe ei sunt puse în primejde, atunci sigur că comportarea se schimba în sensul că acționa și în exterior spre a-i ocroti. Vedeți? Este o înțelepciune extraordinară, este o asceză personală, și în același timp, o dragoste care presupune că dacă ești părinte, te manifesti ca părinte și îți ocrotești puii tăi care trebuie să crească până la ajunge la statura la care, la rândul lor, poți să-i ocrotească pe alții. Vorbeați, părinte, despre prezența Duhului Sfânt în noi. Așa se evaluează omului Dumnezeu, după prezența Duhului Sfânt în el. Și dacă ne uităm chiar la filmul pe care îl tot discutăm aici, Men of God. acolo îl vedem pe Sfântul Nectarie care le dădea de pomană și îl vedeau, spuneau, este omul lui Dumnezeu. Deci oamenii de altă credință decât cea pe care o avea Sfântul Ierarh Nectarie simțeau prezența despre care dumneavoastră spuneați. Sfântul Sino... Și uitați că zic, zic și românii noștri, că avem un vocabular, e omul lui Dumnezeu. Da, și mai spun despre preoții, e un preot cu har. De parcă nu toți preoții au har. Toți au harul preoției, că de-aia sunt preoți. Însă starețul Efrem de la Mănăstirea Vatoped mi-a zis pe vremuri un cuvânt care m-a lăsat perplex. Mi-a zis, da, harul preoției, dar trebuie activat. Adică trebuie ca preotul să înceapă să, -l, să -l lucreze și să-l facă uh, util și lucrător, să spunem, prin, prin activitatea lui, prin, prin ceea ce face cu oameni. Și îl face văzut. Da, eu cred că... Uh vedeți, noi nu lucrăm cu definiții, noi nu căutăm o definiție, să implementăm o definiție în viața noastră. Noi ne servim de, de ceea ce reușesc alții. Văzând un om care funcționează în Dumnezeu, ți-e drag că omul ăla e în felul acesta și ai vrea și tu cumva să semeni cu el. Eu pe vremuri am întâlnit oameni vii, vă dau niște exemple care poate nici nu mai spun mare lucru astăzi. Părintele Teofil Brașoveanu, care a fost un părinte la peștera, de exemplu, eu l-am prins în ultimii ani de viață, când a murit, am știut în lăuntrul meu care a reușit. A fost o stare de Paști care m-a însoțit. Părintele Proclu Nicău, care a plecat acum câțiva ani la Domnul, întâlnindu pe el, era o convertibilitate între ceea ce spunea și ceea ce trăia totală pentru mine. Și omul acela, în sfârșit, exprima. Deci, n-ai cum la un moment dat să nu simți Harul lui Dumnezeu în oamenii aceștia care îl trăiesc pe Dumnezeu. Dar uh, lucrul acesta se petrece repet, nu într-o viziune triumfalistă, în sensul că e cineva care nu are necazuri loc pentru că e Harul lui Dumnezeu cu el și e pus la adăpost de toate încercările. Nu, Harul lui Dumnezeu se manifestă uh, desior poate mai, mai, tare când suntem în criză, în, în, dificultăți, în nevoi. Numai să știm să folosim lucrurile acestea, să le convertim, să negociem cu Dumnezeu, cum spunea Sfântul Serafim de Saru, să negociem uh, cu Dumnezeu lucrurile acestea. Și apropo de Sfântul Siluan Atonitul, spune așa că monac este omul care se roagă pentru lumea întreagă. Deci din cauza aceasta cei de alte credințe, când întâlnesc un om împlinit, fie un monah împlinit, un monah îmbunătățit, adică la care se văd deja rezultatele muncii sale de o viață, un creștin îmbunătățit, un creștin în care se văd roadele lui Dumnezeu, orice om pe lumea aceasta la un moment dat are un simț care îi spune că e harul lui Dumnezeu cu cel pe care l-a întâlnit și devine pentru el uh, un, un îndemn către Dumnezeu. Părinte, putem urma modelul uman al părintelui din filmul pe care îl discutăm, al sfântului Ierarh Nectarie în viața de azi, fără să părem inadaptați, excentrici? Știți, chiar și în film uh, apare o replică de genul ăsta, că n-ai cum să fii om, ce ești de fapt? Da, și la Sfântul Siluan îl suspectau de prea multă familiaritate cu Dumnezeu. Putem. Eu spun lucrul acesta pentru oricine. Aș îndemna pe oricine pur și simplu să aibă un moment de respiro, de răgaz, să stea un pic, din alergat, din tot ceea ce face. Stop. Ne oprim un pic. Cine mai sunt eu? Cine sunt eu? Am parcurs atât din viață. Am preocupările acestea. Caut cumva să mă împlinesc în această viață. Ce simt că este împlinitor pentru mine? Ce simt că am reușit să fac? Ce simt că îmi lipsește pentru ca viața mea să-mi fie împlinită? Și toate lucrurile acestea care încep să se precizeze ca un, ca un dosar personal, aș începe să îi le încredințez lui Dumnezeu. Adică să spun, Doamne, până acum am trăit cum am trăit. Ajută-mă să se amelioreze viața mea, să se îmbunătățească. Ajută-mă să merg spre viu. Ajută-mă pentru că timpul vieții mele trece și nu știu ce voi deveni, dar uh, poate cu lecțiile încă nefăcute. Ajută-mă să fiu om, învață-mă să fiu om. Sunt oameni care cer preoților învățați ne să murim, învață-mă să mor părinte, pentru că vine moartea acum și nu știu, nu știu cum mă prezint în fața ei. Dar nu e un gând morbid, dar este o realitate că uh, timpul trece, viața noastră trece, putem fi fericiți, dar hai să fim fericiți uh, la modul acela pe care. Hristos îl poate da, care este un autentic al făpturii mele, care nu are echivalent cu eurile pe care le pune producția să spunem așa, de fericire contemporană. Da? În sensul ăsta aș îndemna pe fiecare să se oprească un pic, să facă un pic de liniște în el și să înceapă să se roage Doamne, este Hristos minești, Doamne, este Hristos minești. Iar după aceea și cu asta aș spune așa ca program de viață orice vine, la orice clip, orice moment în viața mea să spun Doamne, îți încredințez ție și să încep să spun rugăciunea inimii. Doamne, Iisus Hristos, îmi lești, Doamne, Iisus Hristos, îmi Adică primește tu, transformă tu, îmbunătățește tu. Și se întâmplă. Să spunem că s-ar întâmpla un neajuns, să spunem că din greșeală am provocat ceva care vă apasă. Reacția cea mai bună pe care o aveți este ca în inimă, Doamne, eu vreau să iasă bine aici. Noi suntem aici pur și simplu ca să dăm mărturia asta despre viul vieții în Dumnezeu. Că există vieți de toate felurile, dar este un viu specific vieții lui Dumnezeu pe care nu-l găsim în comerț, nu-l găsim nicăieri. Și ceea ce vine ca ne ajuns din partea celuilalt, dacă este un pic lucrat în inimă și transformat un pic cu rugăciunea proprie, face că reacția noastră, în loc să fie o reacție de agresivitate, de neliniște și așa mai departe, cu dragoste, vă mulțumim pentru ce ați gândit și sigur că ne problematizează și așa mai departe și dintr-o dată, să spunem, încărcătura care e o neputință de negativitate și așa mai departe, se transformă în ceva bun. Acum să știți că și psihologia a descoperit lucrul ăsta atunci când vorbește despre comunicarea asertivă. Da, dar lupta noastră este mai adâncă decât omul psihologic. Exact. Este în zona unde lucrează Harul lui Dumnezeu care copleșește și lucrul acesta. Vă spun doar pe scurt, Sfântul Paisia Ghioritul, la moment dat intră într-o biserică și părintele de acolo este din altar brusc și îl uh, jumulește un pic, spune tu să fii ultimul la împărtășit. Și el explica câteodată, diavolul stârnește pe oameni pur și simplu ca să facă niște lucruri așa. Și după ce s-a împărtășit, spunând că împărtășindu-se ultimul, la, stând la coadă așa, a simțit o mare bucurie. Dar primul lui gând a fost, poate că a descoperit Dumnezeu omului acesta cine sunt eu în realitate. Deci el s-a smerit în lăuntul lui. Și după aceea, după ce a fost liturgia, a ieșit uh, părintele de acolo și a spus, iertați-mă, dar nu știu cum am putut să fac lucrul respectiv. Nu știu cum am a, ajuns să vă pot spune lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a corectat după aia în lăuntrul lui, mai ales că s-a împărtășit, a avut grijă de el. Dar Sfântul Paisie spunea, se pot întâmpla aceste neajunsuri. Ele fac parte din, din, viața noastră. La Sfântul Nectarie făceau parte, erau numai viața lui. Aceste neajunsuri absolut strivitoare. Dacă învățăm să nu lăsăm copleșiți de ele și să rezistăm primului moment când suntem la pământ și când ne vine doar să scheunăm. Și să scheunăm către Dumnezeu lăuntric și să spunem, Doamne, Tu mă știi, știi că mă pot și strivi lucrurile acestea, sunt vulnerabil și știi vulnerabilitatea mea, dar ajută-ne, dacă e cale de a ieși din lucrurile acestea, ajută-ne încetul cu încetul să ieșim și să fie bine și să se arate lucrarea ta și așa mai departe. Lucrurile se schimbă în viața mea întâi de toate și după aia în viața celorlalți. Și mea sunt fiecare din cei care ne urmăresc acum. Pentru că vorbim despre toate acestea. Este posibil pentru oamenii care trăiesc în lumea de azi? Este posibil tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră? E cu siguranță imposibil pentru orice om în lumea de azi să facă ce fac eu dacă nu își pune problema că ar putea să facă lucrul acesta. Da? Deci dacă nu are orientare lăuntrică, că vrea să meargă în direcția lui Dumnezeu, cel ce vrea să vină după mine, da? Este o condiționare în propria libertate a omului. Câți oameni a întâlnit Hristos? Când întâlnea mulțimile acelea, a început cumva așa pe bandă rulantă să-i vindece pe oameni și să spună veniți, e o chestiune doar de timp, treceți pe lângă mine, eu vă vindec, mergeți mai departe și așa mai departe. Nu. S-a ocupat de oamenii care vă iau ceva de la el. Și a, auzim și în Evanghelie, pur și simplu, îndeamnă pe om să fie grijuliu față de propria sa mântuire care nu este bomboana de după această viață, ci este prăjitura, tortul, dacă pot să spun așa, pe care începem să-l gustăm din această viață, că gustați și vedeți că bun este Domnul. E, e pâinea, cea adevărată, dar pâinea, adică în sensul că ceea ce hrănește ființial pe om, astfel omul din această viață să debordeze de viață, să arate celorlalți. Dar nu e că arătăm celorlalți, ci suntem într-o plinătate de viață care se și exprimă în nostru. Deci, categoric, nu numai că oamenii pot, deci, dacă fiecare face cum am spus și fiecare își găsește un duhovnic, așa cum știe el mai bine să și-l găsească, un om bun cu el, un om cu dragoste pentru el, un om care nu are alt interes decât să-l ajute la mântuire și se ține de cuvântul acestui om, sporește și începe să-mi dea dreptate pe măsură ce simte roadele a ceea ce vorbim aici. Că asta este, nu am inventat nimic de la mine, este pe urmele lui Hristos ce fac oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea ca la final, dragii noștri telespectatori, să înțeleagă din dialogul acesta pe care l-am purtat noi despre omul lui Dumnezeu, ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu. O concluzie, de fapt. Nu una scurtă, pentru că mai avem ceva Vă spun ceva, ceva primele, foarte dar... precis. Spun... Ar putea să fie și foarte scurtă în ideea de a ține minte ceilalți. Vă spun ceva foarte precis la facere, la geneză, știm de la geneză, din descoperirea lui Dumnezeu, că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul îl avem toți prin natura noastră omenească. Om al lui Dumnezeu este cel care și-a pus în lucrare chipul, astfel încât a ajuns la asemănarea cât mai mare cu Dumnezeu. Și e de fapt idealul vieții. E firescul, până la urmă, despre care ne vorbește biserica, într-o lume care propune și strâmbătăți și lume care are vocația să devină frământătura aceea care exprimă cât mai deplin biserica. Vă mulțumim foarte mult. Sper ca, dragii telespectatori, să urmărească filmul despre care am zis, că, așa cum vă spuneam și la începutul acestei ediții, este un film care te marchează, care începe să-ți spună niște probleme, care îți vorbește despre tine, despre viața ta, de fapt, cum te-ai raportat, iată cum, cum s-a raportat la viața aceasta, la toate nedreptățile din viața lui Sfânt Ierar Nectarie, cum ne raportăm noi, unde da, suntem, cred că sunt multe e, întrebări. Și din partea mea este un îndemn, pur și simplu, și filmul, pur și simplu, este marcant ca nouă înțelegere despre cine este Sfântul Nectarie. Deci avem nevoie în relația noastră cu Sfântul Nectarie să vedem acest film și în relația noastră cu Dumnezeu, pentru că dacă oamenii Dumnezeu sunt atât de frumoși, ți-e un dor de nu mai poți să devii și tu un om frumos al Lui Dumnezeu. Așa este. Vă mulțumim foarte mult, cu Părinte, mult că drag. ați venit la Cuvânt mulțumim. pentru Suflet și că ne-ați provocat și pe tematica aceasta a filmului despre Sfântul Nectarie și vă mai așteptăm cu drag. Cu mult drag. Dragi spectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată. V-aș îndemna să vedeți acest film, merită și vă spuneam, e de fapt o recomandare la un film religios de foarte bună calitate. Dragii mei, pe curând!